România va fi acoperită de praf în zilele următoare. Un nor format tocmai în Sahara, încărcat cu astfel de particule, va ajunge și în țara noastră. Cel mai probabil, fenomenul va fi resimțit chiar din această noapte în județele din vest, nord-vest și la munte. Iar de mâine, în întreaga țară. Atenție însă dacă aveți afecțiuni respiratorii cronice. Medicii vă recomandă să nu vă panicați în primul rând, dar să și evitați ieșirile. Norul de praf care s-a format tocmai în deșertul Sahara traversează acum Europa. După statele din vest, în care a transformat peisajul într-unul marțian, poposește și în România. Particule de praf amestecat cu nisip vor fi aduse la sol de precipitații. Am putea să le observăm atunci când fenomenul încetează și se mai usucă, iar pe capota mașinilor rămâne acel praf subțire, am văzut, de culoare alb-roșiatic. Particulele mici ajung însă mai ușor în plămâni. Dacă aveți astm sau alte boli respiratorii cronice, vi se pot agrava brusc simptome. Un om care are o simptomatologie relativ rară, un fenomen supărător respirator la câteva zile, deodată face crize în aceea zi subintrante, frecvente, de respirație grea, tuse. Prin tuse aceasta încearcă să elimine cantitățile de secreții care s-au impregnat cu particulele acelea, și în care sigur că pacientul nu se simte bine. Nu trebuie însă să vă panicați. Câteva sfaturi ușor de urmat vă pot ține departe de complicații. Cei care au un factor de risc suplimentar, care au o boală respiratorie cronică, să stea mai cu minții pe acasă. Faptul că purtăm măști e un factor suplimentar de protecție. Sigur că ele nu pot să facă filtru pentru particulele acelea ultrafine sub 2 microni, dar măcar cele mai mari sunt filtrate, sunt oprite. Depunerile de praf vor fi prezente în România până marți. După norul saharian urmează însă un val de frig siberian. Spre sfârșitul săptămânii vremea se va răci considerabil. În jumătatea de nord a țării temperaturile pot scădea mai jos de -10 grade.